Brigitte Macron se află în centrul unui scandal extrem de controversat. Despre prima doamnă a Franței spun conspiraționiștii pe rețelele sociale că s-ar fi născut bărbat. Potrivit zvonurilor, numele real al acesteia ar fi Jean-Michel Trognon, iar la sfârșitul anilor 80 și-ar fi făcut o operație de schimbare de sex. Un hashtag cu presupusul nume de bărbat al lui Brigitte Macron se află în topul căutărilor pe Twitter în Franța, cu peste 34.000 de distribuiri. Potrivit presei franceze, soția președintelui Emmanuel Macron, vârstă de 68 de ani, intenționează să-i dea în judecată pe instigatorii acestor teorii ale conspirației. Ținta unor atacuri similare au fost și alte personalități celebre, precum Michelle Obama, Jacinda Ardern și Serena Williams.